Dacă s-ar fi respectat vechea structură școlară, în aceste zile hotelierii s-ar fi bucurat deja de primele serii de turiști veniți la mare cu copiii. Până nu demult, vacanța începea la 15 iunie. Anul acesta însă lucrurile s-au schimbat și cei mai mulți dintre elevi termină cursurile pe 25 iunie. Asta fără să-i mai punem la socoteală pe liceenii care dau bacalaureatul. Faptul că s-a prelungit, dacă vreți, anul școlar cu 10 zile până pe 26 iunie, se simte, pentru că noi în anii trecuți, pe data de 15 iunie, 18 iunie, practic aveam hotelurile pline. Era prima serie în care ne intrau turiști și aveam hotelurile cu un grad de ocupare de 80-85%. Iată efectele imediate. Noi din ce avem noi acum raportat, grad de ocupare va fi foarte mic, după care va fi numai sunt camere. E drept, demersuri s-au făcut deja pentru a găsi o soluție în această privință, însă răspunsurile venite de la autorități nu au fost tocmai pe placul reprezentanților din turism. Am trimis o adresă către colegii noștri de la Ministerul Învățământului, explicându-le impactul major pe care îl are și vorbesc asta din experiența an de an această vacanță de vară. Din păcate, ieri am primit răspunsul, nu a fost unul pozitiv, ne-au spus, eu înțeleg pe dânsii și eu am predat și predau și în mediul universitar că educația este mult mai importantă și e prioritară. Noi vom avea o discuție cu domnul ministru al educației să încercăm să-l determinăm să înceapă anul școlar tot pe 15 septembrie. În aceste condiții, până când clopoțelul va suna pentru ultima oară, operatorii din turism își pun speranțele în weekendul de Rusalii. Rusalii înseamnă primul eveniment major din acest an. Ne așteptăm ca cel puțin jumătate din locurile de cazare de pe litoral să fie ocupate, asta însemnând undeva în jur de 40.000 de turiști în acest weekend. Firește, mai mult de jumătate dintre aceștia vor avea ca destinație stațiunea Mamaia, în timp ce alții vor alege Vama Veche, Eforie Nord sau Neptun.